Ministerul de Interne a sporit măsurile de securitate la granița cu Serbia după ce pe parcursul acestei săptămâni au fost depistate două încercări de trecere ilegală a frontierei de către grupuri de imigranți. Ministerul de Interne a alocat forțe suplimentare de la Poliția de Frontieră și Jandarmerie la frontiera cu Serbia în urma unor tentative ale imigranților sirieni de a trece ilegal frontiera. Pe lângă dispozitivul existent, începând de vineri dimineață, s-au alăturat mașini de termoviziune, patrule canine și echipe terestre suplimentare. Mai mult, echipajele de la sol vor beneficia de sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, care execută misiuni de supraveghere aeriană atât pe timp de zi cât și de noapte. Măsura a fost postulată de către reprezentanții ministerului condus de Petre Toba. În vederea creșterii gradului de siguranță la frontiera de sud-vest a României, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara acționează în comun cu lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Timiș, grupării mobile de jandarm Timiș, inspectoratelor de poliție județene Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, precum și Inspectoratului General de Aviație în baza unui plan comun de menținere, asigurare ordinii publice și creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, aprobat de ministrul Petre Toba, se arată într-un comunicat de presă al Poliției de Frontieră. Aceste acțiuni au ca scop asigurarea ordinii publice și combaterea infracționalității transfrontaliere la frontiera de sud-vest a României. Reamintim că 12 refugiați sirieni și un traficant bulgar au fost prinși la frontiera Vârșand miercuri seara. Sirienii încercau să ajungă ilegal în spațiu Schengen cu o mașină înmatriculată în Bulgaria. În autoturism au fost găsite 8 persoane, iar în portbagajul mașinii erau ascunși 5 copii, cel mai mic fiind în vârstă de un an.